O să vreau, te rog mult de tot, să recunoști tu despre cine este vorba. Până când nu recunoști, până când nu te aud pe tine că spui despre cine este vorba, nu o să-ți o arăt. Am Bine? Înțeles. Stai acolo, că vin imediat. Deci închid ochii, ia uite, și tu faci magie exact cum face și David, nu? 3. Și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Cine? La mulți e un copil? Ani. Deci, da, recunoscut toată lumea, Nicoleta, trăiască, prietena noastră. Cine să trăiască? Hai că a recunoscut imediat și formația toată lumea. Ia uite-o, mă. Nicoleta Iancu, minunea. Măruță să trăiască, măruță să trăiască. La mulți ani și familia să trăiască, și familia să trăiască. La mulți ani. Mulțumesc mult de tot, Nicoleta. Să se iubească și să se iubească. La mulți ani. Ea este Nicoleta Iancu. Ia și Cătălin, îți place surpriza? Da, îmi place, pentru că eu și Andra pur și simplu o iubim pe fata asta, pentru că e foarte talentată. La România, talent, exact, mă! Tu pe ce loc ai fost? Ea se uită, nu contează. Ea a fost pe 3. Bravo, foarte bine. Dar tu ai fost și tu în finală. Am fost în finală. Adică și tu și ea finaliști. Da, normal. Bă, talentați sunteți, mă, amândoi. Îmi transpira că m-au luat emoțiile. Poftim? Nu te vezi? Vrei să o vezi pe Nicoleta? Nicoleta, aici e David, te salută și el, să știi. S-a cam rușinat. Salută-l și tu pe David. Salut! Salut! Te-ai rușinat, David? Nu. Îți place de Nicoleta, da? Nicoleta, uite, vezi ce frumoasă e. Nicoleta, o minune de copil de la Drobeta Turnu Severin, o persoană pe care noi o iubim foarte tare. Eu, toată familia și toată emisiunea, Nicoleta, te iubește. Toți colegii mei din redacție și toată lumea, pentru că ești foarte talentată. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc la fel. Te pupăm și ai grijă de tine. Și mă bucur că astăzi mi-ai făcut așa o surpriză frumoasă. Mă bucur tare mult de tot.